Doamnelor și domnilor, bun găsit la o nouă emisiune Media Obiectiv. În această seară, în studioul televiziunii Nova Făgăraș, este invitat deputatul USL Daniel Zamfir, care este într-o vizită în zona Făgărașului, așa cum procedează, de fapt, periodic, oferă consultații la cabinetul parlamentar. Domnule Zamfir, bine ați venit! Bine v-am găsit! Având în vedere că ne-am întâlnit, am schimbat impresii despre ceea ce s-a mai întâmplat la Parlament în ultima perioadă. Mai mult, pe noastră vă presează, dacă pot să-ți spun așa, soarta zonei pentru care ați candidat. Și aici aș vrea să mă refer punctual la Făgăraș. Una dintre presiuni, cu ghilimele de rigoare, este cea desprinsă din declarația colegului dumneavoastră de Parlament, senatorul Sebastian Grapă, în privința schimbării rangului Făgărașului de la municipiu la oraș. Haideți întâi să discutăm despre această situație. O, da. Sigur, prima dată când am auzit, am crezut că face parte din categoria aceea. Știți, copiii spun lucruri trăznite. Pentru că tot în acea perioadă, cu câteva zile înainte, colegul Sebastian Grapă spunea că își dorește să fie președintele Partidului Național Liberal. Bun. Înainte de alegerile din PNL. Bun, m-am gândit că intră în acea zonă. După care, văzând că lucrurile evoluează și se tot discută foarte serios, adică el cel puțin de chestia asta, am zis, domnule, stai că lucrurile nu trebuie să rămână așa. Lucru care pe mine m-a deranjat, cu adevărat, a fost acela că a făcut lucrul ăsta fără să se consulte cu nimeni, în speță cu primarul localității. Adică nu poți să gândești o astfel de inițiativă, care, vedeți, să discutăm foarte deschis, este un lucru foarte serios, din mai multe puncte de vedere. Deci nu poți să iei o asemenea inițiativă fără măcar să te consulți cu primarul. Zic, domn primar, uite ce vreau eu să fac, că suntem colegi. Și vă întreb doar puțin de ce, în spiritul deontologiei profesionale, frumos ar fi fost ca domnul senator Sebastian Grapă să participe alături de noi la această discuție, să-și expună și dânsul punctul de vedere, probabil cum este plecat cu treburi. De fapt, dânsul își exprimase intenția de a intra într-o emisiune, între timp nu a mai sunat, mă refer pe parcursul săptămânii care tocmai se încheie. Revenind, o să vă adresez următoarea întrebare. Au existat și în timpul campaniei electorale mici divergențe, dacă le pot numi așa, între părerea dumneavoastră ca și candidat pentru Camera Deputaților și părerea dânsului ca și candidat la Senatul României? Și aici mă refer la un lucru pe care oamenii nu-l știu, doar noi îl știm că am participat împreună în această campanie, la organizarea unor acțiuni de campanie, la discursurile care pot fi rostite în interiorul campaniei, vă rog. Doamna Palade, vreau să lămuresc un lucru de la bun început. Eu nu intru în polemică cu domnul Grapă, eu nu mă cert aici cu domnul Grapă. Deci, na, faptul că avem viziuni diferite, asta mi se pare un lucru firesc. Oare nu lipsa fondurilor l-au împins pe domnul Grapă să formuleze acest punct de vedere, gândindu-se că poate Făgărașul, dacă ar fi fost oraș, se micșorau taxele, se micșorau impozitele, așa cum dânsul a venit cu aceste declarații la conferința de presă? Of, bun. Se vor micșora taxele pentru cetățeni. Asta era... Bun. Haideți că totuși asta este o chestiune ce populistă. Ce pentru spune că legea? Legea, într-adevăr, spune că în momentul în care o localitate este încadrată la oraș, locuitorii vor plăti mai puțin impozite pe case și terenuri decât dacă ar fi municipiu. Un calcul făcut la primărie reiese că ar fi vorba de vreo între 16 și 20 de lei. Adică un cetățean care plătea 120 de lei impozit va plăti 100 de lei sau, mă rog, 100 și... Deci economia ar fi de vreo 16 lei pe an. Dar scara nu e corectă. Scade aici și scade și în altă parte. Numai că, doamna Palade, ce facem? Ne transformăm în cătun? Haideți să atunci facem un referendum, ajungem cătun, că dacă am fi cătun, nu plătim nimic. Suntem în secolul 21. Pe noi trebuie să ne preocupe dezvoltarea. Păi știți ce înseamnă totuși venituri mai puține la bugetul localității? Eu pot să pun problema și în termeni ăștia. Păi
scădem veniturile localității, ce facem? Mai ținem spitalul? Pentru că dacă avem venituri mai puține, nu mai putem să susținem financiar spitalul. Dacă și avem nevoie de spital. Dar, Victoria, acum, nu? Nu, dar exemplu de Făgărașul. Da, 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 nu va mai putea ține. Bun. Persoanele cu nevoi, sunt persoane în nevoi. De unde se vor plăti toate lucrurile astea? Adică scopul nu trebuie să fie să diminuăm veniturile orașului, ci din contră să le creștem. Pentru că sigur, putem spune că 16 lei pentru un cetățean pe an, poate că sunt bani. N-aș vrea să fiu nici ipocrit aici, dar nici nu în capăt de țară. Ce șansă ar avea inițiativa domnului senator, după părerea noastră? Sau ce pași ar trebui să urmeze dacă dânsul, să zic, ar ajunge în faza aceea de a propune? Nu, eu nu cred asta. Și mai ceva, doamna Palade. Totuși, Făgărașul a fost reședință de județ, de raion, cum era. Păi, acum... avem și noi mândria noastră. Eu nu sunt făgărășan, recunosc lucrul ăsta, dar asta nu înseamnă că nu cred în lucrul ăsta. Oamenii au mândria lor, nu putem să ajungem de la municipiul Făgăraș, care a fost odată un centru foarte important, nu? Reședință de județ, cum vă spuneam, să ajungem oraș doar pentru că vom reuși să reducem cu 16 lei, deci nesemnificativ. Asta de vorbă cu dânsul, ați avut o discuție, ați purtat n-am avut o discuție, n-am avut o discuție pe tema asta. Nu credeți că ar fi bine să... Ba da, aici noi nu facem altceva decât să informăm populația. El are părerea că treaba asta e una care va fi bine primită de oameni, pentru că oamenii vor plăti cu 16-20 de lei mai puțin pe an. Cum vă spuneam, până la mai un ziar pe an, ceea ce nu... Iar eu continui să cred cu tărie, așa cum crede și primarul și viceprimarul localității în momentul ăsta, că nu asta este soluția. Soluția nu este să diminuăm veniturile la bugetul local. Soluția este să găsim investitori, să atragem investitori, să... creștem capacitatea economică aici în zonă ca să putem atrage venituri. Odată veniturile crescute, apar locuri de muncă, da? Apar posibilități de... Asta sunt soluțiile. În niciun caz nu ne întoarcem la carul cu boi acum, pentru că nu putem să scriem proiecte europene să luăm tractor. Am făcut o comparație în sensul ăsta. Dar, deci, încă o dată, nu intru în polemică cu el. Mă deranjează că, totuși, inițiativa asta... Poate bulversa și nu, mă deranjează foarte mult ipocrizia. Inițiativa asta vine de la consilierul dumnealui, domnul Neag. El este cel care... Iarăși o persoană care nu e de față ca să-și apere punctul de vedere, da? Stați, că nu fac încă o dată, nu, dar vreau să lămurim lucrurile. Domnul Neag este cel care a tot făcut valuri pe tema asta. Îmi pare, eu cred că Sebastian își va reveni și va ajunge la concluzia că lucrul ăsta nu este bun. Totuși, vreau să... Eu am tăcut în toată povestea asta o perioadă, dar totuși domnul Neag este printre ultimele persoane din Făgăraș care au autoritatea morală să vorbească de lucrul ăsta. Domnul Iarăși Neag... nu se poate apăra, știți? Pe ce vă bazați aceste afirmații? Mă bazez pe faptul că domnul Neag este o persoană care a fost condamnată la închisoare pentru excrocherie. Adică omul ăsta nu poate să dea lecții de... El se ocupă cu firme în insolvență ca să nu plătească impozite la bugetul local. Păi unul care se ocupă numai de treaba asta, să nu plătească firmele impozit la bugetul local... Aoleu, face chestii de genul ăsta. Declarații care trebuie susținute prin niște dovezi. Păi dar ce dovezi mai trebuie? E ceva ce nu e adevărat în toată povestea asta? Dar nu asta este, pe mine mă deranjează când oamenii totuși nu sunt responsabili în momentul când fac așa ceva. Doamna Palade, nu ne jucăm cu lucrul ăsta. Nu ne trezim toată ziua, bună ziua, hai să ne transformăm în municipiu. Vine regionalizarea acum. Păi știm exact ce se va întâmpla, păi noi ne apucăm să cheltuim banii, să facem un referendum, iar peste un an de zile va veni regionalizarea care va clarifica într-un fel problema asta. Nu avem timp de așa ceva, exact, nu o treabă neserioasă. Ați atins un subiect pe care vreau să-l abordez cu dumneavoastră imediat, regionalizarea. Întâi vreau să concluzionăm cu schimbarea rangului de la oraș la municipiu. Cum veți cădea de acord ca acest lucru să nu se întâmple sau cum credeți că veți ajunge la un consens din acest punct de vedere? Păi, consens, sigur, eu înțeleg că domnul
Grapă și cu Neagă au convocat-o sau vor să facă o dezbatere publică pe tema asta, tot înainte, eu împreună cu Sorin Mănduc și cu Cătălin Cârje vom susține cu toată tăria necesitatea rămânii la rangul de municipiu. Până la urmă, așa cum vă spuneam, e și o chestie de demnitate, de mândrie. Adică ce fac? Mă întorc din nou la carul cu boi? Nu. Trebuie să rămânem municipiu și să ne batem, să aducem investitori, să creștem activitatea economică aici, ca să avem venituri la buget și oamenii să o ducă mai bine și o vor duce mai bine în momentul în care avem aici activitate economică. Nu să ne întoarcem la carul cu boi. Sunt curioasă totuși, acum, dacă tot dezbatem acest subiect, care ar fi fost rațiunea celor doi pe care dumneavoastră i-ați pomenit, a parlamentarului și a consilierului parlamentar, de a ajunge la această concluzie că Făgărașul ar fi mai avantajat dacă ar fi oraș și dacă nu ar rămâne în continuare municipiu? Ca oraș n-ar fi deloc avantajat. S-ar crea un avantaj unor oameni. Rațiunea asta vreau să-mi explicați. Care e rațiunea celor doi? Avantajul unor oameni continuați. Că vor plăti cu 16-20 de lei pe an mai puțin. Atât. Alt avantaj nu e. Că vor plăti impozite mai mici. Acum, încă o dată spun și sigur, se pot supăra unii oameni pentru care 16 lei pe an contează. Totuși este prețul unui ziar pe an. Nu cred că este un capăt de țară în comparație cu avantajele care sunt atunci când totuși ne păstrăm un rang, nu? Bun, diminuăm, cum vă spuneam, ce fac? Diminuez veniturile la bugetul local și nu mai pot plăti obligațiile pe care le am. Și n-a fost corect ca unul din motivele sau una din acuzațiile pe care au fost aduse primarului și primăriei în general a fost acela că ei nu vor să-și ni se scadă salariul. Asta este un lucru urât și nu este deloc adevărat, pentru că totuși primarul și viceprimarul și primăria în general, eu cred că în această perioadă sau de când sunt la conducerea orașului, au demonstrat că sunt oameni gospodari și oameni care merită încrederea oamenilor. Așa că nu-mi plac lucrurile astea și vreau să se oprească. Eu cred că și Sebastian Grapă va înceta cu zgomotul ăsta care n-are niciun sens și n-are nicio finalitate. Și în primul rând nu este în interesul făgărășenilor. Bun, înainte să vorbim despre regionalizare, vă propun să rămânem tot în zona Făgărașului, fiindcă ați pomenit cuvântul primărie. Da. Este un subiect delicat și nu mă refer aici numai la primăria Făgăraș, mă refer la toate primăriile. Haideți să vorbim de cele din țara Făgărașului, pentru că până una alta noastră ați câștigat pe acest colegiu, până una alta cei care ne privesc trăiesc în această zonă, da? Primăriile depind logic de un buget. Și nu mă refer numai la bugetul acela local, pe care îl așteaptă cu mare nerăbdare să fie votat, probabil până la finele acestei luni. Nu mai departe de ceea ce îmi spuneați dumneavoastră, un eveniment, ca să facem o paralelă între Făgăraș și București, s-a petrecut la București, s-au întrunit șefii consiliilor județene, au fost convocați și s-a discutat și despre problema arieratelor. Iată un subiect, primăriile au rămas datoare. Cum credeți dumneavoastră, deși fac o paranteză, exista voci care au intrat în această emisiune și în acest studio, chiar în campania electorală, care au spus, domnule, parlamentarul nu are ce să discute despre bani. El nu face rost de bani. După aceea răspunde și la întrebarea asta. Da. Bun. Parlamentarul sigur că nu face rost de bani, dar parlamentarul trebuie să facă lobby, adică să stea pe capul miniștrilor de acolo, de la București, ca să se rezolve problemele zonei de aici. Asta este în fișa postului. Dar fi sincer cu mine, da. Puteți găsi și soluții pentru finanțări, nu e așa? Nu neapărat numai europene. Nu. Aici, sigur, se pot găsi. Lucrurile sunt, doamna Palde, toată țara are nevoie de bani. Fiecare localitate din țara asta are nevoie de bani. Problema e că, spuneați de arierate, lucrurile aici stau cu totul altfel. Ce s-a întâmplat, de fapt? În mandatul trecut, cât a fost guvernarea PDL, foarte multe primării s-au apucat să facă cheltuieli fără să le aibă prevăzute în buget. Au angajat cheltuieli nefiind prevăzute în buget. E ilegal? E ilegal. Au făcut datorii. Au făcut oameni datorii. Lasă că vine guvernul și la un moment dat îmi dă mie bani să-mi acopăr eu datoriile. Fără să prognozeze victoria USL. Bun. În momentul ăsta s-a pus problema. Ce face guvernul ăsta?
Păi nu-și poate asuma guvernul ăsta că un primar de nu știu unde, irresponsabil, s-a apucat el să angajeze nu știu ce tip să de să facă lucru, o sală de sport în pantă. În pantă. Și, și atunci trebuie pusă ordine. Am zis, dom'le, arieratele care s-au, datoriile pe care le-au făcut aceste primării din, în urma unor contracte deja făcute, astea se pot stinge printr-un, este o formulă cu un credit la trezorerie, până la sfârșitul lunii martie creditul ăsta se ia cu dobândă minimă ca să se poată stingă. A fost și o condiție, nu? Nu mai putem perpetua la infinit datorii la datorii la datorii, știți că astea încărca sunt penalități. Încărca cui pică efortul păi financiar? Păi pică încărca oamenilor, pentru că până la urmă, orice primărie făcând datorie, asta generează penalități. Penalitățile astea de unde sunt plătite? Din bugetul local. Bugetul local de unde? Din taxe și impozite. Și atunci, în loc să cheltuiești tu localitate pentru nevoile respective, te-a pus și plătești penalități. Că a fost unul înaintea ta irresponsabil de primar. Când ai putea să faci altceva cu banii. Când ai putea să faci altceva cu banii. Și atunci am zis, guvernul a spus, gata, până la sfârșitul lunii martie, toată lumea care a avut arierate le va stinge prin acest credit de la trezorerie cu niște condiții foarte bune ca să poți angaja de acum încolo contracte. Pentru că guvernul Ponta un suport oferit, iată, este un suport fără să țină oferit cont de culoare politică. E ceva evident, nou, evident, mi se pare, pe șichierul politic. Este. Pentru că guvernul Ponta, la un dat în luna decembrie, constatând nivelul extrem de ridicat al arieratelor, a oprit, printr-o ordonanță de urgență, achizițiile pe care le făceau primările. Au spus, oameni, gata, opriți-vă, nici nu știm ce avem în spate și tot achiziționați. Nu. Haideți să punem capăt, să vedem care sunt datorile reale, nu alea pe care le-am făcut noi, că visam diverse investiții. Nu. Se opresc astea, iar din luna aprilie, primările pot contracta în condiții corecte, prevăzute în buget, achizițiile respective. Da, trebuie odată făcută ordine, așa cum este și în sănătate. Știți că s-a tot vorbit de datoriile pe care le au spitalele la furnizorii de medicamente. Doamna Paradea, asta se perpetuează de ani și ani și ani și ani. Ei bine, guvernul ăsta a luat decizia ca în anul ăsta să se plătească toate datoriile furnizorilor de medicamente. E vorba de 1 miliard de euro. Deci uitați, din păcate, 1 miliard de euro, în loc să intre în sistemul sanitar, practic, achiziții, gata, le plătim ăstora și atunci o luăm de la capăt. Nu e misiune deloc ușoară, domnule Zamfir, fiindcă tot suntem la capitolul sănătate și iată, iarăși devansăm subiectul cu regionalizarea, așa la unul important și controversat, ministrul sănătății Eugen Nicolescu a băgat în sperieți angajații caselor de asigurări de sănătate și cei direcțiilor de sănătate publică, numindu-i la un moment dat pe cei de la casele de asigurări de sănătate hinghieri ai pacienților, în sensul că îi omoară cu birocrația în loc să le creeze alte facilități. Bine, practic a declarat ceva, pe urmă și-a mai periat așa puțin declarația, spunând doar că face restructurări. Nu e ușor nici acolo la București, nu sunt bani, nu-i așa? Nu. Și asta vă și spuneam la un moment dat. Uitați, 1 miliard de euro, în loc să se ducă în dotările spitalelor, se duc în plata datoriilor care s-au acumulat de ani și ani de zile. Cine a jefuit această țară în ultimii 25 de ani? Am rotunjit cifra, pur și simplu. Ce se va continua? De unde veți mai scoate banii? Haideți, se pare că eu în momentul ăsta am intrat în politică pentru că vreau să schimb ceva. Dacă stau acum, nu e treaba mea. Și asta nu e treaba mea. Slavă Domnului să se numească odată un nou procuror general, un nou procuror la DNA, un suflu nou acolo, ca să se poate apar cazuri după cazuri. Ordine. Ați folosit aceste subiecte, cuvinte pentru a discuta despre și despre acel subiect. Dumnezeule, ce corupție am văzut! E adevărat, tocmai nu de se asta poate, deci n-aș fi putut să cred că într-un stat de drept ceea ce am văzut pe posturile naționale de televiziune se poate întâmpla. Și cred că e numai începutul. Și cred că este numai începutul. Slavă Domnului! Că și dar ar Dumnezeu să se întâmple așa ceva,
să-și vadă până la urmă procurorii de treaba lor, să-i cerceteze pe cei care au furat. Dar cum îl împiedicați pe președinte să-și vadă de treaba dânsului? Vedeți că acolo a reușit că e mâna președintelui în toată această poveste. Păi, acum, știți, e ca dovezi. Dovezi, da, lucrurile sunt evidente aici. Și eu cred, sincer, că până când nu se va, omul ăsta nu va mai avea influență și asupra CSM-ului, și asupra DNA-ului, și asupra Procurorului General, lucrurile nu se vor... Înseamnă schimbarea Constituției. Se schimbă și Constituția. Dar vreau să revin, vă rog, că e un lucru important cu sănătatea ce ați spus. Vă rog. Aș vrea să trec peste ele ușor. Deci, cum vă spuneam, se face ordine, începe să facă ordine în sănătate. Știți de ce a hotărât guvernul să plătească banii ăștia, domnul Palade? Datoria asta de un miliard? Pentru că întotdeauna furnizorii de medicamente, știind că vor primi banii peste 2, 3, 5 ani, nu vă puneți întrebarea, domnule, cum își permit oamenii ăștia să aștepte 5 ani să primească banii, se devalorizează? Tocmai știind că primesc peste 3-4 ani, pun adaos de 300%, de 500%. Asta înseamnă afaceri. Asta înseamnă afaceri, da. Dar cu bolnavii de cancer. Acum dăm lege, doamnă, și n-ai voie mai mult de 90 de zile să ții o factură fără să o plătești. Ei bine, în momentul ăla va apărea concurență și atunci nu vor mai vinde medicamente la prețurile alea, pentru că își vor lua banii peste 3 luni de zile maxim. Dar ei, dacă erau învățați să-și iau banii peste 3-4 ani, până la adaos de 300%. Ei bine, asta este o măsură care poate ajuta piața să regleze puțin prețurile. Țineți minte, la început, când ați venit în emisiuni și îmi spuneați ce afaceri și ce nereguli s-au găsit în Casa Națională de Asigurări de Sănătate, da. Iată că încă nu s-a estompat, să zic, acel jaf. Acum Ministrul Sănătății lucrează pas cu pas la remedierea tuturor acelor puncte. Numai bolnavii de cancer au din acest punct de vedere, dar ei sunt... Păi vă spuneam, doamna Palade, primul, vă spuneam și în campanie, că ne va lua o bună bucată de timp să curățăm, să reparăm din stricăciunile pe care le-au făcut cei de la PDL. Asta este un proces. Nu poți să începi să construiești ceva nou până nu cureți mizeria pe care au făcut-o ceilalți. Așa se întâmplă și în sănătate. De atâta vreme ne plângem că în România sistemul sanitar nu oferă servicii cum trebuie, medicii sunt acuzați de... Nu vreau să intru în lucrurile sau astea. Sau pleacă dincolo. Au fost îndemnați să plece dincolo de domnul Băsescu, dacă vă aceți aminte. Ei bine, trebuie făcută ordine, trebuie făcută curățenie, trebuie început odată și cu chestia asta. Pentru că altfel, dacă tot stăm să ne plângem, cine a furat și contează mai puțin, adică nu în sensul de a nu răspunde. Dar eu vreau să mă gândesc ce trebuie să facem de acum încolo. Eu mă concentrez... Că sunt foarte multe de făcut și de rezolvat. Vreau să construim cine a comis ilegalități să plătească. Sunt alții care se ocupă de treaba asta. Eu vreau să mă ocup de ce am de construit ca lucrurile să meargă, să le așezăm pe făgaș normal. Sunteți majoritari în Parlament, USL-ul. Interesant ar fi să ne spuneți și dacă mi-ați relatat toate aceste probleme grave și vorbeam despre sănătate, cam cum efectuați prioritățile în ceea ce privește toate aceste puncte grave despre care îmi vorbiți. Dacă îmi vorbiți despre sănătate, cum se întâmplă toate aceste lucruri? Trec întâi pe la comisii, dumneavoastră le stabiliți ca prioritare ca să fie dezbătute de Parlament, să punctați anumite reguli care să vină peste cele care au fost deficitare. Da, sunt anumite proiecte legislative care acum sunt la comisiile de specialitate. Dar ce vă spuneam, eu vă spun că de o lună de zile noi votăm mai mult respingerea unor proiecte, adică începem să curățăm tot ce a fost depus de către guvernarea trecută, tot felul de aberații legislative care au fost, spuneam, depuse de ei și unde trebuie să facem ordine. Trebuie întâi curățenie, după aceea creat un cadru nou. Uitați, eu mă ocup, printre altele, sunt raportor pentru ordonanța 34. Referitoare la achizițiile publice, pentru că aici este o nebunie. Da? Ca să... Când zice achiziții publice, ne gândim la tot ceea ce presupune licitațiile. De orice fel. Da. Aia a fost modificată de 200 de ordon. Da. Exact. Publicarea pe SEAP a fost modificată de 200 de ordon. Ei bine, eu vreau și țin foarte mult la lucrul ăsta ca să se curețe tot ce a însemnat această ordonanță, să se dea o lege nouă
foarte clară, să nu mai dăm ordonanță la ordonanță care modifică. Deci avea la pune, se strecărau pe acolo, da, tot soiul de lucruri ilegale? Nu, lăsau lucrurile în coadă de pește, doamne, pe tulburi. Și atunci când lucrurile sunt lăsate așa în coadă de pește, autoritatea contractantă interpretează cum vrea. Nu prea ai cum să... Se puteau scurge fonduri aiurea prin acest sistem? Sigur că da, s-a și întâmplat. Și în primul rând este deficitar sistemul de achiziții. Când tu ai un buget alocat unei lucrări, vine unul și poate să liciteze la jumătate de preț și câștigă lucrarea. Constată că nu poate face, pentru că nu poate face la jumătate de preț, ia o jumătate de bani, după aia dispare. Și ne trezim cu... Iată un argument pentru ce vorbeam noi mai înainte de jaful de 25 de ani. Da. E numai un argument. Câte ori mai fi? Exact, exact. Câte ori mai fi? Tocmai. Haideți să vorbim și despre argumentul regionalizării, ca să punctăm toate, că mai am multe de discutat cu dumneavoastră, da? Se pare că și regionalizarea asta este, nu știu, o mină de aur pentru... politicieni, dacă pot să mă refer așa, apar controverse în ceea ce privește punctele strategice ale regionalizării și așa mai departe. Stau și minoritățile în așteptare, că vreau să le pomenim și pe ele că în 15 martie nu mai bine își sărbătoresc maghiarii ziua. Haideți, spuneți-mi. Uitați, ce vreau să vă asigur, eu zic puțin de răbdare, pentru că așa cum a anunțat domnul ministru Dragnea, cel care coordonează tot procesul ăsta de regionalizare, la sfârșitul lunii martie va ieși cu o primă schemă de organizare. De un lucru, în schimb, vă pot asigura că nu va exista regionalizare pe criteriu etnic. Adică, acel ținut secuiesc nu va exista. Deci, cine a spus? Da, deci până la urmă, când zic cine a spus, mă refer că este un punct de strategie națională. Dar suntem până la și urmă, noi, nu? În Parlamentul României, sigur, sunt un parlamentar, un vot, nu pot eu să schimb acolo, da. Vorbim și noi între noi, facem și noi luăm și noi atitudine. Lucrul ăsta va fi o regiune româno-maghiară, da. Exact, ce și normal, doamnă. Sunt agitatorii care tot... apasă pedala asta extremismului, dar sunt locuri, slavă Domnului, în țara asta unde românii cu maghiarii trăiesc foarte bine împreună și așa și trebuie să fie. Regiune, și în America, română, și în Italia, și în Franța, și așa mai departe, nu? Deci nu. Nu mai e România. Nu. Pe criteriu etnic, nu. Adică ținutul secuiesc ca și regiune, exclus. Bun, ați vorbit acum din punct de vedere geografic, haideți să vorbim și din punct de vedere al șefiilor, pentru că acolo este bătaia peștelui. Vă spuneam puțin tică răbdare, la sfârșitul lunii martie, vedem ce se decide. Eu cred că nu unde se va ajunge... face tragerea la sorți? Sigur în ghilimele. Că, doamna Palade, sigur că fiecare personalitate din județ... din județele, tinde, visează și se gândește și visează și crede că dacă aduce la el în județ capitala regiunii, că nu va fi o capitala regiunii, cred. Va fi practic un sediu de unde se va... Dar trebuie să-mi și explicați puțin ce presupune asta din punct de vedere al banilor, că știți, toate sunt până la bani, păi da? Deci oamenii se gândesc la bani. Asta încerc să unde spun. Vin banii? Nu înseamnă că dacă capitala unei regiuni nu va fi la Sibiu. Haideți să vorbim că suntem aici, între Sibiu și Brașov. Sibiu, Târgu Mureș, Alba Iulia, că sunt anumite criterii pentru care se gând, care vor da, Sibiu zice eu sunt mai tare, Brașovul zice eu sunt mai tare. Asta trebuie să... Dar încă o dată, nu înseamnă că dacă va fi capitala la Brașov, a regiunii centru, înseamnă că Brașovul va fi mai avantajat decât Alba. N-are legătură. Este pur și simplu un, ca să zic așa, sediu administrativ. Acolo va fi administrația regiunii. Regiune. Nu înseamnă că, fiind acolo, județul Brașov, pentru că județul se desfințează, va fi mai avantajat decât județul Alba. Nu, în niciun caz. Dar de unde a pornit atunci această confuzie de a declarațiilor contradictorii între politicieni, între cei care sunt în București, între cei care sunt în județele care tind se alipească regiunii? Eu nu pot să trec cu vederea și înțeleg foarte bine că și eu am chestia asta, patriotismul local, de ce să nu fie la mine? E mai important
orașul meu sau județul meu decât celălalt. Așa crede fiecare. Dacă întrebați pe cei de la Alba Iulia, dom'le, vrem la noi. De ce? Păi Alba Iulia, păi aici este și ADR-ul, acela Agenția Dezvoltare Regională. Aici, haideți la noi, că noi deja suntem familiarizați cu treaba asta. Că până la urmă, care credeți, doamna Palade, că este scopul acestor regiuni? Tocmai ca să absorb mai ușor aceste fonduri de coeziune, mai direct. Și Alba zice, păi noi deja ne-am apucat. Noi de 4 ani de zile facem treaba asta. Haideți la noi, că practic deja funcționăm. E mai simplu. Brașovul spune, păi noi suntem cei mai mari. Și așa este. Brașovul, ca și activitate economică, este al doilea județ din România, ca și forță economică, după Ilfov. Puternic industrializat, puternic așa industrializat. Cum... Produce, economia care mică. Îi lipsește ceva aeroportul. Îi lipsește aeroportul. Ce se aude de la București? Păi se aude următorul lucru. Că tot pe criterii politice. Sigur că da, nu, haideți, că eu cred că, cel puțin acest guvern a depășit faza asta. Nu mai există, păi până la urmă suntem în USL cu toții, nu? Și președinte constituțional de la PNL, domnul Niță este ministru în guvernul USL, deci acum... Da, da, Brașovul nu... este condus de un primar democrat liberal. Păi nu mai are, n-are legătură, nu, și nu am auzit, cel puțin după alegeri, vreo poziție a domnului Scripcaru în legătură cu acest aspect. Nu se poate opune... Deci a revenit. Nu, dar nu se poate opune, primul unde este pe teritoriul Ghimbavului, localității Ghimbav, nu se poate opune primarul Scripcaru aeroport. Problema este de finanțare, doamna Palade. Pentru că, sigur, așteptările oamenilor sunt mari, așteptările aleșilor locali sunt mari, numai că trebuie să avem în vedere și de faptul că anul acesta este un an în care avem de plătit vârful datoriei externe pe care a contractat-o guvernul Boc. De exemplu, anul ăsta ne va fi foarte greu să finanțăm din bugetul public aeroportul. Pista, cum bine știți, s-a licitat, pista se va face, urmează varianta terminală. Ce am pomenit pe primarul George Scripcaru, pentru că au existat controverse între dânsul și președintele Consiliului Județean Brașov, în toi sau în prag de campanie electorală, probabil erau tot niște dispute pe această temă, dar s-au purtat discuții contradictorii și în momentul în care exista guvernul PDL, că probabil președintele Consiliului Județean spunea că de la guvernul PDL nu vin fonduri pentru... Da. Și atunci au existat divergențe de acest gen. E adevărat. Guvernul... Guvernul PDL, de fapt, a spus-o în mod explicit. Radu Berceanu, la un moment dat, am declarație clară. Cât voi fi, eu, nu se va face în veci aeroport la Brașov. A fost o ambiție. Interesant, dânsul absolvent de aeronave, da, adică fost, chiar mi se pare puțin... O prostie, dacă mă întrebați. O prostie. Ați zis de datoria externă, dacă acum haideți să mai încercăm să trecem și peste graniță, dar nu oricum, ci cu pașaport. Pentru că și Schengen-ul a rămas în coadă de pește, dacă nu... Chiar au încercat să mai dragă busuiocul, dar nu a ieșit nimic bun de acolo. Da, doamna Paie, s-a discutat mult și intens pe tema Schengen. Aici, eu vă spun foarte sincer, am apreciat poziția exprimată de primul ministru Victor Ponta și de ministrul de externe. Acum, noi nu putem să continuăm cu politica asta în genunchi la nesfârșit. Adică am cam făcut tot ce trebuia, doamna Palade, ca să fim primiți în Schengen. Până la urmă, Schengenul ăsta nu este un cadou, nu este o răsplată, este un drept al nostru. Da? Iar decizia politică pe care au decis să o ia cei de la Bruxelles, în speță Germania, din punctul meu de vedere, este una incorrectă față de România. Este incorrectă față de România. Da, se bat cap în cap următoarele chestii. Vă întrerup puțin. Una, prietenia cu ghilimele de rigoare a președintelui Traian Băsescu cu anumite personalități din Consiliul Europei, punctul 1. Punctul 2, imaginea proastă a noastră în România prin anumiți cetățeni care comit infracțiuni grave pe teritoriul altor țări. Și atunci nu mai înțeleg, dacă domnul președinte se are bine cu acei domni și s-a dus și a stat în genunchi, da? Dacă dumneavoastră USL-ul, care sunteți acum la putere, v-ați dus cu toate argumentele și ați cerut aderarea la Schengen, ceva nu se potrivește. E ceva neuzitat așa, dar îmi permite să vă pun o întrebare? Sincer, dumneavoastră credeți, ați simțit că președintele nostru s-a bătut ca noi să obținem viza Schengen? Nu, doar a declarat. Mie nu. Mie nu mi s-a părut. Doar a declarat. Și chiar din contră. Da? Adică
N-am avut niciun semnal. A declarat și v-a incriminat. Da, a incriminat. El făcea o chestie foarte, foarte șmecherească, așa, că aici e specialitatea dumnealui, de a lega raportul MCV de Schengen. Păi ne-am tot săturat de MCV-ul ăsta. Până la urmă, MCV-ul ăsta n-a mai fost deloc un, cum se numea, mecanism de cooperare și verificare. A fost pur și simplu unul de verificare 100%. Asta e, dacă care... nu sunteți bine cu doamna Monica Macovei, da, dacă dumneavoastră aveți tarele din trecut în ceea ce o privește pe dânsa, știți ce vreau să vă întreb? Cu ce ne avantajează la această oră, cu ce ne-ar fi avantajat la această oră Schengenul și ce rău ne face că nu am intrat în Schengen? Sigur, în primul rând era o chestie de semnal. O intrare în normalitate, România și Bulgaria, că vedeți, tot ne iau la pachet și cu bulgarii. Adică dacă mă întrebați pe mine, eu nu cred că ne-ar fi admis pe noi în Schengen și i-ar fi lăsat pe bulgari afară. Deci au folosit un pretext în momentul ăsta că România nu e stat de drept. Dar cine hotărăște dacă e stat de drept sau nu? Păi curtea noastră constituțională, așa cum e ea, dacă vreți părerea mea... Au văzut corupție, că astea au fost... Păi nu, corupție, stați puțin, au văzut corupție. Ideea, și nici chiar vreau să mă exprim în legătură cu chestiunea asta. Domnul Băsescu tot plânge pe la Bruxelles și după, nu e, cazul domnului Relu Fenechiu. Adică domnul Fenechiu ce? Care e cazul dumnealui? Este cercetat într-un dosar în care este acuzat de complicitate la abuz în serviciu. Și pentru că este cercetat într-un dosar, vezi, doamne, Bruxelles-ul i-ar fi cerut lui, deși n-am auzit-o nicăieri public, să iasă din guvern. Păi doamna Pala, de care e diferența între cazul domnului Fenechiu și cazul domnului Traian Băsescu, președintele României, care era în instanță în momentul cu dosarul Flota? S-a suspendat judecarea acelui dosar pentru că dânsul e și președinte. Păi ce s-a întâmplat? Și domnul Fenechiu a fost ales, ca și domnul Băsescu. Deci, aici ipocrizia bine, este fără... Bine, acum știți mai bine care este scorul acolo la Parlamentul European în ceea ce privește cum atârnă balanța în ceea ce privește Partidul Popularilor Europeni și al celorlalți care vă susțin pe dumneavoastră ca și păreri și ca și inițiative, dacă pot să spun, de acolo, pe axa Bruxelles-București. Un lucru e cert... Nu știu dacă și anumiți concetățeni de-ai noștri nu și-au pus puțin numărul la aceste de servicii, dacă ne gândim la tratatul Schengen. Trebuie să vorbim și acest aspect. 100% da. Deci eu afirm cu toată convingerea că europarlamentarii PDL-ului și s-au probat. Era Marie-Jean Marinescu, Monica Macovei, Cristian Preda au făcut acolo demersuri în defavoarea României. Ei bine, chiar astăzi la audiență îmi spunea un domn foarte, foarte supărat: domnule, vă rog, când modificați Constituția, dacă se poate pune într-un articol că cei care aduc de servicii României denigrează țara să fie pedepsiți. Păi, da, la explicațiile telespectatorilor, de fapt, se pune problema. Domnule, da? Vine europarlamentar român și îmi cer să fiu sancționat eu, țara. În loc să mă apere... Ei vreau, practic, să răzbune pe dumneavoastră. E grav, nu? Ce se întâmplă? Păi, așa se lucrează. Păi se răzbună politic pe... Exact. Și cine suferă? Suferă o țară întreagă. Da? Exact, exact. Oamenii ăștia n-au ce căuta acolo. Ce relevanță a avut, dacă toți sunteți aici și e foarte important de discutat, scandalul cărnii de cal, scandalul laptelui cu aflatoxină, mai nou cu antibioticele în carnea de curcan și așa mai departe. Ce sunt astea? Realități românești sau scoatere de pe piața acestor produse și invadarea a celor din Uniunea Europeană pe piața noastră? Da, eu tind să cred asta. Sigur, probe nu am, dar un singur lucru este cert. În scandalul cărnii de cal s-a constatat foarte clar că n-a fost vina în niciun caz a producătorilor români, ci pur și simplu cineva, un producător din Franța, a făcut toată chestiunea asta ca să fraudeze, era vorba de vreo 200 de milioane de euro, adică a fost o fraudă, n-a fost nicio legătură. Dar ieri s-au găsit mici de cal într-un supermarket, într-un hipermarket, scuze, din București.
Da? Bine, erau păreri pro și contra anumite persoane, nicio că nu s-a declarat. Nu, asta este un, este un lucru foarte periculos și eu sper ca noi și, în primul rând, factorii de decizie, începând cu Ministerul Agriculturii, aici trebuie să luăm poziție. Adică trebuie să ne apărăm. Doamna Palade, în Uniunea Europeană, sigur, sună bine așa conceptul, suntem 27 de frați acolo. Nu, dar fiecare încearcă să fie mai... Nu suntem a șaptea țară, domn. Cam geografic. Vreau cumva să nu fim ultimii și întotdeauna. De ce? Doar pentru că așa s-a purtat domnul Băsescu până acum, pentru că a avut niște interese personale în a-și menține poziția, a făcut tot felul de concesii liderilor europeni în defavoarea României. Trebuie să schimbăm atitudinea asta. România trebuie să meargă cu pieptul sus acolo. Nu suntem slugi nimănui. Așa este, dar pentru a stopa acest scandal, o întrebare, nu știu, poate ar putea să pară caragioasă. Cum ar putea fi stimulat producătorul român? Cum ar putea fi stimulat acest guvern, cu ghilimele, stimulat să înțeleagă că ar fi important să se consume marfă autohtonă, curată, pură, așa, să dai un imbold micilor producători locali, să scrie pe cutii, pe ambalaje fabricate în România? Sigur, asta ține într-adevăr de o chestiune... O politică, cred că e. E de politică, trebuie făcut o politică. Sigur, nu ne împiedică nimeni și nimic ca noi să facem o campanie la nivel național. Ne-ar lăsa... Chiar a mai fost o tentativă cu să consumăm produse românești. Asta e indiscutabil. Sigur, nu cred că lucrul ăsta... Ne-ar lăsa Uniunea Europeană? Rău. Păi de ce să nu? Ce condiții ar trebui, domnule deputat Dan Zanfir, ce condiții ar trebui ca România să nu fie obligată să primească toate gunoaiele Europei? Așa le pun mică, sunt unele, știți, metaforic vorbind. Domnule Palade, știți ce se întâmplă? Până la urmă totul depinde de noi. Așa cum spuneți, aveți și credeți și aveți argumente să gândiți așa, că anumite produse sunt ca niște gunoaie. Păi haideți, domnule, să ne consumăm, că nu obligă nimeni. Nu mă obligă nimeni să le cumpăr pale. Nu mă obligă nimeni să mă cumpăr merele din Carrefour care sunt injectate cu pesticide și așa în parte. Mă duc în piață și cumpăr merele la românești. Dar vă spuneam și în campanie și o să mă țin de lucrul ăsta pentru că este extrem de important ca să putem să avem în piața românească produse românești, trebuie să creăm un sistem prin care magazinele, supermarketul de aici să fie alimentate permanent, pentru că eu am vorbit cu directorul Carrefour, doamnă, România, și știi ce mi-a spus? Dom'le, aș lua, se caută produse românești, numai că mi le dau numai într-o perioadă scurtă a anului. Eu vreau permanență. Ca să am permanență, ce? Îmi trebuie depozite de legume, fructe, ca să poată fi colectate acolo și de acolo să fie distribuite la magazin. E de greu? E greu? Nu, dar trebuie făcut. Ar putea fi o politică a statului asta? Da, pentru că statul a și decis lucrul ăsta, să înființeze în fiecare județ un depozit mare, finanțat de către stat, pentru colectarea legumelor și fructelor. Bine, trebuie să începem, dar trebuie să avem curaj și trebuie să mergem la bătaie, nu în genunchi să vedem ce ne-or mai da, să nu supărăm, să nu. Nu, avem demnitatea noastră, mergem înainte, știm ce avem de făcut. A fost începutul mai greu, dar ne punem pe picioare. Dar uitați-vă ce se întâmplă. Uitați-vă ce se întâmplă. Oamenii, românii noștri, încearcă să producă ceva și apar tot soiul de zvonuri. Există o concurență acerbă, o concurență dură pe piață. Sunt oameni, doamna Palade, sunt oameni care au reușit. Uitați aici, în județul nostru, că spuneați, Carmolimpu este un model de reușită. Peneș Curcanu, brand național. Adică le-ați făcut reclamă. Da, le-am făcut reclamă. Sunt branduri de succes în România, toată lumea știe. Și iată știe. Ce se întâmplă. Iată, sigur se încearcă, dar eu cu carne de curcan. Eu cred că carne de curcan, acolo lucrurile nu sunt chiar așa. Eu îl cunosc și pe proprietar, este un om de toată isprava. Lucrurile nu vor rămâne așa și cred că merită într-adevăr să încurajăm produsele românești. Ați privit astăzi pe străzile orașului, având în vedere că ați venit la Făgăraș, cum vi s-au părut oamenii? Triști? Zâmbitori? Cum simțiți așa pulsul Făgărașului? Nu, știți ce se întâmplă? Oamenii încă și îmi doresc din suflet să nu-i dezamăgesc și vreau să nu-i dezamăgesc, n-au simțit încă, pentru că nici nu puteau simți ceva în câteva luni de zile, dar eu vreau să vă asigur că tot ceea ce va depinde de mine
voi face și promisiunea... Veți lăsa Făgărașul municipiu, totuși, nu? Voi lăsa, deci fac orice ca Făgărașul să rămână municipiu și voi face orice să aduc investitori străini, pentru că făgărășenii trebuie să fie mândri de rangul. Și sunt sigură că vă veți întâlni cu domnul senator Sebastian Grapo și veți pune lucrurile la punct, veți ajunge la un consens. Se liniștește, va rămâne municipiu, nu asta este, nu astea sunt problemele esențiale, nu aici. Noi avem de dezvoltat. Asta este tema, să primim viitor, să creăm locuri de muncă, să aducem investitori. Nu să ne întoarcem la în secolul XIX, că era mai bine. Nu. Bun, vreau acum să concluzionăm pe final de emisiune. La ce vă așteptați, mă refer aici la agenda Parlamentului, ca și discuții importante pentru săptămâna ce urmează? Nu, discuțiile importante încep să fie, deja au fost săptămâna trecută, pe modificări la Constituție. Noi în fiecare săptămână avem dezbatere pe tema asta, pentru că sunt foarte multe propuneri. E până la urmă proiectul cel mai important pe care trebuie să-l adoptăm în sesiunea asta. E foarte important și ne vom ține de... Pe ce punct vă bazați? Pe ce punct esențial din schimbarea Constituției? Care vi se pare din punctul dumneavoastră de vedere mai interesant? Doamne, mie, și îmi doresc foarte tare lucrul ăsta și chiar am o poziție în sensul ăsta, eu vreau ca în materie de justiție să se schimbe lucrurile în țara asta, pentru că oamenii au rămas cu o mare frustrare că, domne, cei care sunt șmecheri și învârtiți scapă de justiție și sunt și procurori care, prin diverse metode, intimidează, creează dosare fictive și așa mai departe. Cum vi se pare CSM-ul acum? CSM-ul, păi nu s-a schimbat mare lucru, din păcate, în CSM. Chiar nu s-a schimbat. Mă uit cu câtă e tot coordonat, nu? Păi este coordonat, evident. Nu vedeți că ăștia doi care au fost revocați, nu au fost revocați de către cei care au pus acolo. Nu vor să plece de acolo? Păi, ce exemplu dau tocmai ei? Tocmai instituția cea mai morală care trebuie să fie? CSM-ul, Consiliul Superior al Magistraturii. Niște sute, mii de procurori, mii și ceva de procurori, l-au ales pe domnul Dănileț, văzând cum se comportă acolo. S-au gândit să-l revoce. Păi domnul Dănileț mai vrea să plece. Păi, ce mesaj? Și atunci, cine are cel mai greu cuvânt în toată această... Păi nu, se va întâmpla lucrul ăsta. Se va întâmpla lucrul ăsta. Trebuie să așezate lucrurile, trebuie să terminăm cu răul cel mai rău. Despre asta e vorba. Bun. Noi așteptăm să se întâmple lucruri bune de acolo, de la București. În primul rând, mulțumesc că ați venit la emisiune. Mulțumesc că ne-ați asigurat că în ceea ce privește Făgărașul, veți lua cea mai bună decizie și veți ajunge la niște numitori comuni. Nu trebuie să mulțumiți, eu. Ca și parlamentarii. Dumneavoastră știți cel mai bine ce e de făcut acolo și cu siguranță că cel mai important pentru cei doi parlamentari este ca făgărășenii să spere măcar, să tindă că în anii care vor urma va fi mai bine și pentru orașul sigur, acesta. Trebuie să mergem înainte. Viitorul este întotdeauna înainte, în niciun caz în spate. Mulțumesc încă o dată pentru prezența în studio. Mulțumesc. Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea Media Obiectiv. Toate cele bune!